Cu toții știm că Leonardo da Vinci a fost una dintre cele mai strălucite minți pe care le-a cunoscut omenirea, iar operele sale, precum Mona Lisa și Cina cea de taină, sunt faimoase în întreaga lume. Există însă o mulțime de lucruri mai puțin cunoscute despre acest om care a marcat istoria artei și a științei. Italianul Leonardo di Ser Piero da Vinci, 15 aprilie 1452, 2 mai 1519, a rămas cunoscut cu numele de Leonardo da Vinci și este considerat cel mai mare geniu din istoria omenirii. Viața și operele sale au fost analizate îndelung de istorici care încă mai descoperă lucruri noi despre acesta. Numele complet al maestrului este Leonardo di Ser Piero da Vinci. Acesta a fost fiul unui notar bogat, Messer Piero Frosino de Antonio da Vinci, și al Caterinei, o țărancă despre care se crede că muncea pe moșia tatălui său, care ar fi fost o sclavă arabă, creștinată și botezată. Da Vinci înseamnă din orașul Vinci, face referire la orașul natal al lui Leonardo, situat în provincia Florența, Toscana, de aceea este indicat, atunci când îi este prescurtat numele, să se folosească Leonardo. Leonardo s-a născut într-o sâmbătă și în ziua următoare a fost botezat de preotul local la biserica parohială din Vinci. Cristernița încă există acolo. În ciuda circumstanțelor nașterii, botezul său a fost un mare eveniment public. La biserică au asistat 10 nași, mult mai mulți decât se obișnuia, iar printre oaspeți s-au numărat membrii de vază ai comunității. Leonardo da Vinci a fost mai apropiat de tată decât de mamă, alături de care a locuit doar în primii 5 ani de viață. De altfel, da Vinci a fost un copil nelegitim, Piero da Vinci nefiind căsătorit cu mama băiatului. De-a lungul vieții, tatăl său a avut 4 soții, una dintre ele avea doar 16 ani. Datorită trecutului aventuros al tatălui său, Leonardo a avut numai puțin de 7 frați. Unii vorbesc doar de 6 frați. Tatăl său a mai avut încă 3 mariaje după mama acestuia, în urma cărora a avut 6 copii legitimi. În lucrările sale, Leonardo menționează 2 evenimente ale copilăriei. Primul, când era în leagăn și un zmeu de hârtie a coborât spre el și a atins buzele cu coada, iar al doilea, atunci când explora singur împrejurimile casei mamei sale, și a descoperit o peșteră în care era teamă să intre din cauza unui monstru, dar până la urmă, mânat de curiozitate, a pășit înăuntru. Faptul că tatălui Leonardo a fost un aristocrat i-a permis acestuia să aibă acces la o bună educație, studiind latina, geometrie și matematică. La moartea tatălui său, cel adevărat, au izbucnit certuri între artist și ceilalți frați ai săi, moștenitorii legitimi a lui Messer Piero, cu privire la împărțirea moștenirii. În ceea ce privește viața personală, nu se știe dacă acesta a avut vreo relație, fie cu o femeie sau cu un bărbat. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre o existență aproape ascetică, dedicată trup și suflet artei și științei. Artistul a fost un geniu complet și pe lângă pictor, acesta a mai fost și sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist, geolog, cartograf, botanist și scriitor. Leonardo da Vinci nu a lăsat nicio imagine, pictură sau sculptură, clară cu el. Toate fotografiile sale sunt reprezentări cu aproximație ale acestuia. Cu toate că este cea mai importantă personalitate a umanității, în lume există doar 15 portrete ale acestuia. Toate au fost realizate de alți pictori. Imaginea lui Leonardo a fost întotdeauna asociată cu desenul păstrat în Biblioteca Regală din Torino. Realizată cu cretă roșie pe hârtie, imaginea arată un bărbat în vârstă, cu părul lung și barba deasă, asemănător cu cel din desenul lui Francesco Melzi. Desenul de la Torino chiar a ajuns să fie suprapus cu portretul Giocondei în încercarea de a se arăta că aceasta din urmă este, de fapt, portretul lui Leonardo travestit.
Dintre toate imaginile legate de Leonardo da Vinci, care s-au păstrat până astăzi, desenul atribuit discipolului său, Francesco Melzi, este cel care iese în evidență ca fiind cea mai fidelă reprezentare a feței maestrului. Vasari, care se poate să fi știut despre desenul lui Melzi, a inclus o stampă în care apare Leonardo cu trăsături similare, purtând o șapcă. Portretul lui Leonardo se găsește în cartea Viețile celor mai eminenți pictori, sculptori și arhitecți, considerată cea mai citită carte veche despre artă. Iată una dintre cele mai puțin știute curiozități despre Leonardo da Vinci. După ce și-a manifestat încă de la o vârstă fragedă aptitudinile de artist, da Vinci a fost luat ca învățăcel de artistul Andrea di Cione, cunoscut ca Andrea del Verrocchio. După ce a plecat de la atelierul unde învățase cum să fie artist, acesta s-a mutat în palatul familiei Medici, cei care conduceau regiunea Florența. Leonardo lucra în grădina pieței San Marco, care găzduia un fel de academie de artiști, poeți, filozofi, înființată și finanțată de aceeași familie. La 20 de ani a fost acceptat în breazla pictorilor din Florența, mai precis, fiind admis în Gilda Sfântul Luca, Gilda Artiștilor și Doctorilor. În ciuda faptului că tatăl său i-a oferit posibilitatea de a-și crea propriul atelier, el a continuat colaborarea cu cel care îi fusese profesor deoarece se atașase de el. Conform celor afirmate de Giorgio Vasari, Leonardo da Vinci ar fi colaborat cu Verrocchio în realizarea botezului lui Hristos, pictând un înger care ridică roba lui Iisus într-o manieră mult mai superioară de cea a maestrului său, încât Verrocchio, umilit, n-ar mai fi pictat niciodată. Nu există sculpturi ce pot fi atribuite fără îndoială lui Leonardo da Vinci, deși istoricii de artă au dovedit faptul că a învățat tehnica sculpturii pe vremea când era ucenicul lui Verrocchio. Două dintre lucrările sale, Mona Lisa și Cina cea de taină, sunt considerate a fi cele mai faimoase picturi din istoria omenirii. În timp ce Leonardo picta Cina cea de taină, spectatorii veneau să-l vadă și se așezau în liniște, așa că l-au putut urmări cum lucra. Deși era prolific, Leonardo da Vinci nu se grăbea prea tare să-și finalizeze proiectele personale. Multe dintre operele sale au fost abandonate sau lăsate neterminate. Printre acestea se numără și Mona Lisa. Leonardo era un perfecționist desăvârșit și ducea în suflet o neliniște continuă. Cele mai multe, dacă nu toate operele sale, au rămas neterminate. În timp ce lucra la o invenție sau la un tablou, îi venea în minte alte și alte idei, astfel lăsând baltă ce a început. Deși a trăit 67 de ani, a lăsat în urmă mai puține opere față de alți artiști care au murit de tineri. După ce Da Vinci a murit în 1519, tabloul, precum și alte lucrări, au rămas la asistentul și prietenul lui, Gian Giacomo Caproti da Oreno, cunoscut drept Salai. Toate însemnările sale sunt scrise invers. Se pare că făcea acest lucru pentru a nu-i fi furate ideile. A dezvoltat atât de bine această tehnică, încât nu mai avea nevoie de oglindă pentru a scrie astfel. Sute de manuscrise, care au rămas în urma lui Da Vinci, dezvăluie un obicei bizar al artistului. Acesta obișnuia să scrie notițele astfel încât ele să nu poată fi citite decât cu ajutorul unei oglinzi. Nimeni nu știe cu exactitate de ce făcea Da Vinci acest lucru. Unii cred că încerca să îi împiedice pe curioși să-i citească lucrările. Alții cred că, fiind stângaci, scrisul invers îl ajuta să evite întinderea cernelii atunci când trecea cu mâneca peste textul proaspăt scris. Era dislexic, dar acest lucru nu l-a împiedicat să devină un geniu universal și ambidextru, fiind capabil să scrie cu o mână și să deseneze cu cealaltă în sensuri diferite în același timp. Leonardo a fost primul care a dat o explicație pentru faptul că cerul este albastru. Această aparență este determinată de felul în care se reflectă lumina soarelui în atmosfera Pământului. Leonardo da Vinci avea un program de somn bizar,
Se spune că Leonardo urma un ciclu polifazic, ceea ce înseamnă că dormea de mai multe ori în reprize scurte de-a lungul a 24 de ore. Deși un lucru de-a dreptul neobișnuit pentru vremurile sale, Leonardo era vegetarian. Alesese acest mod de viață din considerente umanitare, din cauza iubirii sale față de animale. Artistul a fost fascinat de ideea ca omul să zboare și a realizat numeroase schițe cu păsări în aer și mașinării destinate zborului. Leonardo a fost unul dintre primii italieni care a folosit vopsea în ulei. El a devenit faimos și pentru felul cum a reușit să creeze lumina în picturile sale. Se pare că omul de știință fura cadavre noaptea din cimitir pentru a le studia și a vedea unde se duce sufletul. De asemenea, obișnuia să cumpere păsări în colivie de la diversi comercianți și să le elibereze. În anii 1480, din dorința de a reprezenta cât mai fidel tendoanele și musculatura, Leonardo da Vinci a realizat numeroase disecții atât pe oameni cât și pe animale. Își scria observațiile pe foi de hârtie și pe carnețelele pe care le ținea la cingătoare. Era fascinat de corpul uman și de găsirea acelui loc din trup în care se lăjluiește sufletul. A disecat multe cadavre, iar în urma acestor experimente a rezultat unul dintre cele mai faimoase desene ale sale, omul Vitruvian. Pe lângă faptul că desenul relevă observații legate de simetria corpului uman, acesta reprezintă echilibrul dintre materialitate și spiritualitate, ce se regăsește în om. Figura cu patru brațe și patru picioare subliniază uniunea dintre om și natura sa subtilă, spirituală sau profundă, într-un mod activ, prin acțiune înfăptuite de acesta. Între 1507 și 1513, Da Vinci a disecat peste 30 de cadavre, a umplut sute de pagini din caietele sale cu documente, scriind peste 13.000 de cuvinte despre observații ale organelor, vaselor de sânge și mușchilor. Există 240 de desene, cum nu s-au mai văzut vreodată. Leonardo a fost printre puținii oameni care au realizat hărți ale Europei. Acesta este considerat tatăl științelor moderne. Vasari povestește că Leonardo ar fi fost extrem de talentat ca muzician. În 1482, acesta ar fi realizat o liră din argint cu corpul de forma unui cap de cal și că Lorenzo de Medici l-ar fi trimis la Milano pentru a dărui această liră ducelui de Milano, Ludovico Sforza, cu scopul de a întări legăturile cu acesta. Leonardo a călătorit în regatul Ungariei, trimis de Sforța la principele Matei Corvin. Se presupune că ar fi pictat pentru acesta un tablou intitulat Sfânta Familie, căruia i s-a pierdut urma. Spre deosebire de mulți artiști ai vremii sale și chiar și din ziua de astăzi, Da Vinci nu s-a conformat clișeului artistului sărac. A avut mulți clienți, inclusiv fețe regale și oficiale ai bisericii. Istoricii artei spun că Mona Lisa era tabloul preferat al lui Da Vinci. Artistul a continuat să facă mici corecturi și schimbări la acest tablou până la moartea lui, la vârsta de 67 de ani. Leonardo a fost un artist orgolios, conștient de talentul său. Toată viața a avut o rivalitate cu marele său contemporan, Michelangelo Buonarroti. Potrivit istoricilor, Da Vinci ar fi notat în caietele sale, cu un an înaintea morții, "Io continuerò, voi dăinui". Deși Leonardo Da Vinci și Michelangelo Buonarroti au fost contemporani, cei doi nu au fost prieteni. Textele epocii îi descriu pe cei doi ca fiind rivali care își criticau reciproc metodele. Michelangelo îl tachina pe Leonardo pentru incapacitatea de a-și duce la bun sfârșit proiectele, în special celebra statuie comandată de ducele de la Milano. Leonardo, în schimb, îl ironiza pe Michelangelo pentru musculatura exagerată a statuilor pe care le sculpta. Da Vinci a petrecut timp în temnițe,
După relatarea unor apropiați, lucru ce îl vom observa în procesul intentat asupra sa și asupra celorlalți trei tineri. Nu a fost un pictor prolific. Leonardo da Vinci a lăsat mai puțin de 30 de tablouri, unele dintre ele neterminate. Dar înainte de a face același lucru pentru a intra în istoria artei, gândiți-vă că pe lângă picturi, Leonardo a realizat sute de desene, schițe și pagini de note, ceea ce l-a făcut să fie cunoscut nu doar ca pictor. Leonardo era un perfecționist. Era un perfecționist veșnic nemulțumit de lucrările sale, cărora le găsea în permanență defecte. Pentru el, o operă trebuia să fie perfectă. Acesta este și motivul pentru care a lăsat atât de puține picturi. În opinia lui Leonardo, între știință și artă, precum și între minte și inimă, nu trebuie să existe bariere. Datorită studiilor științifice, îndeoseb datorită interesului față de anatomie, își îmbunătățea stilul și operele de la un an la altul. Curiozitatea lui inepuizabilă era atât de mare încât începea în mod constant noi proiecte. De multe ori, fiind atât de perfecționist, nu i-a plăcut ceea ce a creat și a lăsat lucrarea pe jumătate. Asta este expresia: arta nu se termină niciodată, se întâmplă doar atunci când este abandonată. Cele mai multe dintre invențiile sale nu au putut fi aplicate la vremea respectivă, însă s-a dovedit ulterior că Leonardo era cu mult înaintea vremii în care trăia. Acesta a făcut mari descoperiri în domeniul anatomiei, ingineriei, opticii și hidrodinamicii, pe care, deși nu le-a publicat, au fost aplicate ulterior, influențând în mod categoric progresul științific. Leonardo da Vinci a manifestat încă de la o vârstă foarte fragedă un mare interes pentru a înțelege legile naturii și a profita de ele în crearea invențiilor sale. A proiectat sau a îmbunătățit un număr mare de gadgeturi de toate tipurile, de la mașini de război la obiecte de zi cu zi, chiar și dispozitive care, la vremea respectivă, păreau a fi science fiction, cum ar fi mașini zburătoare, trăsuri, automobile și costume submarine. Cea mai faimoasă mașină de război a sa este, fără îndoială, vehiculul blindat, numit adesea tancul lui Leonardo, dar nu a fost niciodată folosit din cauza manevrabilității slabe. Leonardo a proiectat poduri detașabile care puteau fi adaptate la orice lățime de curgere. Altă invenție cunoscută este macaraua rotativă, care putea ridica obiecte grele fără a fi nevoie să le placeze direct sub ea. Ferăstrăul automat folosea același principiu ca și morile de apă, mărind puterea cu un sistem de scripeți. Era obsedat de război. Multe dintre invențiile sale, cum ar fi tancul sau mitraliera, au legătură cu acest domeniu. Leonardo a inventat bicicleta cu aproximativ 300 de ani înainte ca aceasta să fie produsă în secolul al XIX-lea. El este și cel care a creat pentru prima dată pompele hidraulice. Leonardo a mai proiectat și un scripete. Da Vinci a fost prima persoană care a explicat ateroscleroza și ciroza hepatică. În copilărie cânta la liră. Atunci când a apărut prima oară în fața curții milaneze, era muzician, nu inventator sau artist plastic. Leonardo a fost bătut și aproape violat de unul dintre modelele sale masculine. A demonstrat încă de atunci că Terra este mult mai veche decât susțin scripturile din Biblie. Unii istorici au speculat că partea dreaptă a corpului lui Leonardo ar fi paralizat din cauza unei maladii, ceea ce l-ar fi împiedicat să lucreze în ultimii ani de viață. În ultimii trei ani din viață, marele pictor și-a petrecut timpul desenând și predând tainele picturii. Pe lângă asta, Da Vinci lucra și la proiecte de urbanism, arhitectură și proiectarea canalelor, conform informațiilor furnizate de reprezentanții curții din Franța. Ultimele cuvinte ale lui Leonardo au fost: "L-am jignit pe Dumnezeu, dar și întreaga omenire. Munca mea
nu a avut calitatea pe care ar fi trebuit să o aibă. Nu doar marile opere ale lui Da Vinci au captivat atenția publicului, ci și mâzgăliturile sale. În 1994, unul dintre caietele artistului au fost scos la licitație. Codex Leicester este un manuscris ce a fost realizat între 1506 și 1510 la Milano și Florența. Documentul conține însemnări despre diverse subiecte, de la originea fosilelor la motivul pentru care cerul este albastru. O altă notiță succintă prezice invenția submarinului. Cel care a câștigat licitația a fost Bill Gates, care a plătit 30,8 milioane de dolari pentru manuscrisul de 72 de pagini. Avea idee despre orașul ideal. Trăind în Milano, oraș devastat de ciumă, Leonardo da Vinci a gândit un oraș mai sigur în care i-ar fi plăcut să trăiască. Schițele sale sunt foarte detaliate și includ chiar și grajduri de cai ventilate. Spre uimirea milanezilor moderni, Da Vinci nu a făcut loc și pentru un stadion de fotbal. Unul dintre primii companioni al lui Leonardo a fost un tânăr muzician din Florența, pe nume Atalante Migliorotti, pe care l-a învățat să cânte la liră. Atalante avea 13 ani și în 1480, și cam pe atunci Leonardo a desenat ceea ce a descris ca fiind un portret al lui Atalante din spate cântând la liră. Doi ani mai târziu, Atalante îl va însoți la Milano și în cele din urmă va avea o carieră muzicală de succes. Companionul cu care Leonardo a avut cea mai serioasă și mai îndelungată relație și care a venit în casa sa în 1490 avea o înfățișare angelică, dar o personalitate diabolică, motiv pentru care a fost poreclit Salai, drăcușorul. Leonardo se îmbrăca în haine colorate, etalând uneori o tunică trandafirie care îi ajungea doar până la genunchi, deși, pe atunci, se purtau veșmintele lungi, lucruri ce ne-au rămas de la Antonio. Pe măsură ce a îmbătrânit, i-a crescut o barbă lungă care îi ajungea până la jumătatea pieptului și era bine îngrijită și ondulată. Leonardo este întruchiparea conceptului de geniu creator din perioada de apogeu a Renașterii și este considerat cel mai mare inginer al tuturor timpurilor. Tabloul Mona Lisa este cel mai faimos din lume, iar artistul a lucrat aproximativ 10 ani ca să-i facă buzele Giocondei. Francisc I al Franței, care a trăit între 1494 și 1547, și-a decorat baia cu acest tablou. Napoleon Bonaparte l-a luat pentru propriul său dormitor. Cei mai mulți istorici consideră că Mona Lisa, cunoscută și sub numele de Gioconda, ar fi Lisa Geraldini, o nobilă născută la Florența, în 1479, soția lui Francesco del Giocondo, un comerciant din Florența. Adevărata identitate a femeii care a fost modelul lui Da Vinci este încă un mister. Se crede că, la momentul realizării picturii, Lisa Maria avea 24 de ani. Portretul ar fi fost comandat de soțul ei, Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, negustor de mătase și postav. Alte ipoteze sugerează că femeia din tablou ar fi Caterina Sforza, contesă de Forli, care era foarte pricepută în operațiuni militare. Altă teorie propune ideea că tânăra era amanta lui Giuliano de Medici, conducătorul Florenței, sau Isabella d'Este, marchiza de Mantura. Alții cred că în tablou este reprezentată mama lui Da Vinci din pricina similarității structurilor faciale. Zâmbetul enigmatic din Mona Lisa este probabil unul dintre elementele cele mai fascinante. Vreme de 5 secole, oamenii au dezbătut dacă Mona Lisa zâmbește, dacă este fericită sau nefericită. În 2005, inginerul Pascal Cote a proiectat pe tablou raze de lumină de diverse lungimi de undă, după care a măsurat cantitatea de lumină reflectată. Așa a descoperit că în spatele Mona Lisei
se află un portret secret. Cote numește această tehnică metoda amplificării straturilor. Inginerul a descoperit 4 imagini sub stratul superior, inclusiv portretul unei femei mai tinere care nu zâmbea. Pictura Mona Lisa a devenit cel mai faimos tablou din lume după ce a fost furată de la Muzeul Louvre. Lucrarea lui Leonardo da Vinci, de doar 77 de centimetri înălțime pe 33 de centimetri lungime, a fost pictată pe lemn de plop între anii 1503 și 1506. Pictura are peste 500 de ani și nu mai este la fel de clară ca atunci când a fost creată. Istoricii sunt convinși că Leonardo are un cod secret în acest tablou, fiindcă, în ultimii ani din viață, purta tabloul peste tot pe unde mergea. Conform spuselor lui Vincenti, în ochiul drept al Giocondei, par să fie pictate literele L și V, care ar putea foarte ușor să reprezinte inițialele lui Leonardo da Vinci. În ochiul stâng există, de asemenea, unele simboluri, însă nu sunt la fel de clare. Acestea par a fi literele C și E, sau litera B. Se pare că aceste simboluri ar fi fost pictate intenționat de către Leonardo. S-a spus despre portret că ar fi femeia ideală sau un bărbat deghizat în femeie, autoportretul artistului sau chiar iubita acestuia, Gian Giacomo de Caproti. S-au emis și teorii conform cărora portretul ar fi cel al unui androgin, jumătate femeie, jumătate bărbat sau chiar chipul mamei artistului. În italiana vremurilor lui Leonardo, Giocondo înseamnă fericire. Astfel, în mintea artistului, marca familiei, elementul definitoriu pentru acesta, devenea fericire. După Mona Lisa, Cina cea de taină este cea mai faimoasă operă a lui Leonardo da Vinci, iar faptul că poate fi încă admirată în Biserica Santa Maria delle Grazie din Milano este în sine un miracol. Maestrul a dezvoltat noi tehnici de pictură și formule de vopsele. Datorită experimentelor din acest domeniu, multe dintre operele sale s-au deteriorat mai repede decât ar fi trebuit. Acesta este cazul Cinei cea de taină, care a început să se dezintegreze aproape imediat după ce a fost creată. În cazul frescei, artistul nu a urmat tehnica tradițională, totodată eficientă, a culorilor pe bază de apă aplicate direct pe gips ud, ci a folosit culori pe o suprafață realizată în mare parte din gips, bitum și rășină. Opera s-a fărămițat și cojit atât de mult încât la un moment dat s-a crezut că nu mai poate fi salvată. Există o legendă în această pictură care atrage controverse. Se spune că lângă Isus se află o femeie care ar fi fost soția lui. Al doilea mister este dat de asemănarea chipului lui Iuda cu cel al Mântuitorului. Conform legendelor, se presupune că maestrul a folosit aceeași persoană de două ori. Când francezii au invadat orașul Milano în 1499, regele Ludovic al XII-lea a avut intenția să taie pictura murală din perete și să o ia cu el în Franța. Într-un final, însă, monarhul a renunțat la inițiativă. Apoi, în 1796, soldații francezi au deteriorat pictura aruncând cu pietre în ea. Câteva secole mai târziu, în 1943, în timpul bombardamentelor aliaților, îngrijitorii bisericii au ranforsat peretele pe care se afla pictura sperând să o protejeze. Biserica a fost sever avariată, dar cina cea de taină a rămas intactă. Leonardo da Vinci nu și-a făcut niciun autoportret în tinerețe, de aceea specialiștii au fost nevoiți să ia în considerare și să testeze unele teorii conform cărora artistul și-ar fi inclus chipul în câteva dintre operele sale. Istoricul de artă american, Ross King, susține că a descoperit chipul lui Leonardo da Vinci în Cina cea de taină. Acesta declară că în celebra pictură, Leonardo da Vinci ar putea fi apostolul Iacob și apostolul Toma. Își bazează afirmația pe un poem scris în 1490 de un prieten al maestrului, Gasparo Visconti. În versurile poeziei,
autorul face glume pe seama unui artist necunoscut care își folosește propriul chip în picturi. Aceasta este probabil cea mai celebră dintre picturile lui. Ce îi poate uni pe Iisus și pe Iuda în această pictură? O legendă spune că aceeași persoană a servit drept model atât pentru Iisus cât și pentru Iuda. Din păcate, nu se știe cine a fost această persoană. Potrivit legendei, Leonardo a descoperit modelul pentru Iisus în corul bisericii unde cânta persoana respectivă. Mai târziu, când pictura era aproape gata, maestrul nu a putut găsi un model pentru Iuda și atunci a folosit un bețiv găsit într-un șanț. Când Da Vinci a terminat de pictat imaginea lui Iuda, modelul a mărturisit că recunoaște pictura, fiindcă pozase drept Iisus cu 3 ani înainte. Un alt detaliu interesant din această pictură este solnița răsturnată de lângă Iuda. Este posibil ca acest detaliu să reprezinte credința conform căreia sarea vărsată aduce probleme. Deoarece pictura reprezintă momentul în care Iisus spune că unul dintre cei de față îl va trăda. Salvator Mundi, o privire mai atentă asupra tabloului, dezvăluie o sferă în mâna lui Iisus care este transparentă. Leonardo, care era un cunoscut al opticii, sigur trebuia să știe că fundalul din spatele globului ar fi fost nevoie să pară mai mare. Cu această ocazie, și-au dat seama că foarte probabil tabloul fusese pictat de Da Vinci însuși. În 2017, un prinț saudit a cumpărat pictura la o licitație pentru suma record de 450 de milioane de dolari. Astfel, Salvator Mundi a devenit cea mai scumpă pictură din lume. Pictura este însoțită de un mister vechi de secole. Sfera în mâna lui Hristos conține câteva scântei care par a fi niște incluziuni într-o sferă sau într-un cristal solid. Drama cu Hermina, printr-o tehnică modernă de scanare, oamenii de știință au descoperit că tabloul ascunde încă o versiune a picturii. Cel puțin 2 picturi au fost realizate pe aceeași pânză. Codex Atlanticus conține CV-ul lui Da Vinci și, în 1119, manuscrise îngălbenite, pline de schițe și texte scrise într-un mod ciudat de geniul renascentist. Cea mai complexă colecție de invenții ale sale care s-a păstrat este Codex Atlanticus, a cărui ediție originală este păstrată în Biblioteca Ambroziană din Milano și constă în 1751 de desene. Leonardo da Vinci a lăsat toate manuscrisele care formează codexul și alte sute de manuscrise unuia dintre elevii săi, pictorul italian Francesco Melzi. După moartea lui Melzi, sculptorul italian Pompeo Leoni l-a căutat pe fiul pictorului, a achiziționat majoritatea manuscriselor și le-a organizat în 2 albume. Atlanticus este cuvântul latin pentru Atlantic. Dar, în acest caz, nu se referă la ocean. Când Pompeo Leoni a asamblat albumul, a lipit manuscrisele lui Da Vinci pe foi mari de hârtie, același format folosit în atlasele geografice. De aici și numele de Atlanticus. Codex, la rândul său, este un alt cuvânt latin care desemnează un text manuscris sub formă de carte. E greu de înțeles ceva din paginile albumului și nu doar pentru că paginile sunt scrise în italiana veche. Leonardo scria de la dreapta la stânga, nu accentua cuvintele, ignora punctuația și împrăștia simboluri enigmatice în textele sale. În jurul anului 1483, Da Vinci i-a scris o scrisoare ducelui de Milano, Ludovico il Moro, în care își enumeră, în 9 puncte, abilitățile de inginer militar și, mai pe scurt, talentul de artist și arhitect într-un al 10-lea punct. Manuscrisul care se află în codex este un proiect. Nu se știe dacă versiunea finală a scrisorii a fost într-adevăr expediată. Leonardo da Vinci a fost acuzat de sodomie alături de alți băieți din Florența, lucru care nu putea fi dovedit în acel moment, dar care l-a lăsat marcat pe viață, temându-se de persecuții și acuzații. Tânărul Leonardo a fost nevoit să-și amâne debutul în lumea artei. În aprilie 1456, cu o săptămână înainte de a împlini 24 de ani, Leonardo a fost acuzat de sodomie.
Denunțul anonim împotriva lui Leonardo a fost depus într-un tamburo, una dintre cutiile de scrisori destinate pentru primirea acuzațiilor de imoralitate, și îl viza pe un tânăr de 16 ani, pe nume Giacomo Saltarelli, un prostituat cunoscut care lucra în atelierul unui aurar din apropiere. Acesta se îmbrăca în negru, scria acuzatorul despre Saltarelli, participa la multe întruniri abjecte și consimte să facă pe plac acelor persoane care îi cer asemenea ticăloșii. 4 tineri bărbați au fost acuzați că au beneficiat de serviciile sale sexuale, printre ei și Leonardo di Ser Piero da Vinci, care locuiește cu Andrea de Verrocchio. Ofițerii nopții, cei care se ocupau de astfel de acuzații, au declanșat o investigație și este posibil să-i fi închis pe Leonardo și pe ceilalți o zi sau două. Acuzațiile ar fi putut duce la sancțiuni penale grave dacă ar fi existat vreun martor care să depună mărturie. Din fericire, unul dintre cei 4 era membru al unei familii de vază înrudită cu clanul Medici. Cazul a fost clasat cu condiția să nu mai fie făcute și alte acuzații. Cu toate acestea, jurnalele lui Da Vinci sugerează că acuzațiile au fost oarecum devastatoare pentru un bărbat căruia îi plăcea să-și păstreze viața privată anonimă. Este posibil ca Da Vinci să se teamă pentru viața sa, întrucât în Florența secolului al XV-lea, sodomia, crima pentru care a fost acuzat, era o crimă pedepsită cu moartea. La scurt timp, după ce cazul său a fost respins, artistul a decis să nu-și împingă norocul și a părăsit Florența pentru Milano. După eseul lui Sigismund Freud, în care acesta era de părere că Leonardo era homosexual, chiar pasiv, dar combătut de specialiștii vremii care arătau greșelile scriitorului vis-a-vis de artist, alți autori afirmă fără echivoc despre Da Vinci că ar fi fost homosexual și chiar pedofil. Mai mulți cercetători contemporani au disecat scrierile și opera artistului Leonardo Da Vinci și au văzut că a avut 2 ucenici, Gian Giacomo Caprotti da Oreno și contele Francesco Melzi, care au stat alături de marele artist până la moartea acestuia, amândoi tineri și frumoși. Schița pentru tabloul Sfântului Ioan Botezătorul, intitulată The Incarnate Angel, desen în cărbune din 1515, aflat în colecția Muzeului Louvre, reprezentând un înger cu penisul în erecție. Personajul din dreapta lui Isus, în cina cea de taină, are sexul nedefinit. Leonardo da Vinci nu a fost niciodată însurat. Leonardo a evitat să picteze nuduri de femei, în schimb, a pictat numeroși tineri cu chip angelic. Nu există nicio evidență să fie avut relații intime sau strânse prietenii cu femei. Toată viața, el s-a înconjurat cu băieți frumoși, fapt reflectat și în arta sa. Criticii de artă contemporani, cât și cei moderni, au presupus că era homosexual. Într-o zi de 2 mai 1519, deceda pictorul, sculptorul, arhitectul, muzicianul, inventatorul, anatomistul, geologul, cartograful, botanistul și scriitorul Leonardo da Vinci, considerat cel mai mare inginer al tuturor timpurilor și cel mai important geniu din istoria omenirii. Cu puțin timp înainte de a muri, Leonardo da Vinci și-a scris testamentul. Ultima sa dorință a fost să fie înmormântat în Biserica Sfântul Florentin. La 2 mai 1519, Da Vinci s-a stins din viață în camera de la Château du Clos. După cum și-a dorit, Da Vinci a fost înmormântat la Biserica Sfântul Florentin, pe vastul domeniu al castelului Amboa. La funeralii au participat și câteva zeci de cerșători, o altă dorință a maestrului specificată în testament. Pentru acest lucru, istoricii nu au găsit nicio explicație. Dar, câteva secole mai târziu, Biserica Sfântul Florentin a fost distrusă în timpul Revoluției franceze. Când a simțit că se apropie sfârșitul vieții, Leonardo a chemat un preot pentru a se spovedi și a se împărtăși.
Cortegiul funerar a fost însoțit de cerșătorii pe care acesta i-a specificat în testament. Principalul moștenitor și executorul testamentar al pictorului a fost contele Melzi, care i-a fost alături până în ultima clipă. Toți cei care i-au fost apropiați au primit ceva din moștenirea lui Leonardo da Vinci. Cei 60 de cerșători au fost plătiți de asemenea. Mormântul lui Leonardo da Vinci se află în Château d'Amboise din Franța, nu în Italia, așa cum s-ar aștepta toată lumea. În ciuda faptului că da Vinci s-a născut și a cunoscut faima în Italia, osemintele sale sunt în Franța, locul unde este renumitul pictor renascentist italian și a petrecut o mare parte din strălucita sa carieră. Se presupune că Leonardo da Vinci a fost liderul unui grup secret, numit Prioratul de Sion. Potrivit cărții Codului da Vinci, misiunea prioratului era aceea de a păstra viu secretul Mariei Magdalena și al căsătoriei ei cu Isus. Deși este o operă de ficțiune, Codului da Vinci se bazează pe teoriile dintr-o carte controversată de non-ficțiune intitulată Sânge Sfânt, Graal Sfânt. Documentele din Biblioteca Națională care sprijină teoria existenței prioratului de Sion sunt reale, însă ele par a face parte dintr-o înșelătorie pusă la cale de un om pe nume Pierre Plantard în anii 50. Secretul lui Leonardo da Vinci este că a fost un geniu pe care puțini oameni din secolul său au știut să-l prețuiască. Cele mai mari creații ale lui Leonardo da Vinci au rămas în istorie și ne prezintă dovada geniului italian. Buna Vestire a rămas în Galeria delle Uffizi, Florența. Madonna Benoît, Muzeul Hermitage, Sankt Petersburg. Adorația Magilor, Galeria degli Uffizi, Florența. Madonna din Grota cu Stânci, La Vergine de la Roce, Muzeul Louvre, în Paris. Cina cea de taină, Santa Maria delle Grazie. Gioconda sau Mona Lisa, Muzeul Louvre, în Paris. Bătălia de la Anghiari, doar copii realizate de Rubin și de un anonim. Ultima se găsește într-o colecție particulară în München. Sfântul Ioan Botezătorul, Muzeul Louvre, în Paris. Portretul unui muzician, Ambrosiană, din Italia. Cele mai celebre citate ale lui Leonardo da Vinci sunt următoarele. În viață, frumusețea dispare. În artă, nu. Acolo unde lucrarea spiritului nu folosește unealta mâinii, nu există artă. Cine nu respectă viața, nu o merită. Arta nu se termină niciodată, ci este doar abandonată. Detaliile formează perfecțiunea, însă perfecțiunea nu este un detaliu. Cine gândește puțin, se înșeală mult. Cel ce poate copia, să o facă. Ardoarea sufletului alungă lenea. Fiecare felină este o operă de artă. Cine nu respectă viața, nu o merită.